Spațiul dintre Palatul Culturii și Fântâna Cinetică a orașului Drobeta Turnu Severin s-a transformat aseară într-un decor fascinant de sunet, lumină și culoare. Aviz de spectacole muzicale de calitate, câteva mii de spectatori au oferit aplauze generoase artiștilor din țara vecină, care i-au încântat cu virtuozitatea lor. Atmosfera, muzica este extraordinară, este foarte bine alesă această formație. Venind de departe să ne cânte, este extraordinar. Foarte, foarte frumos, e special pentru Turnul Severin, ceea ce este, și sperăm să mai fie așa ceva la noi în Drobeta Turnul Severin. Fenomenală! Fenomenală? Da. Fenomenal, da. Vă rog! Cum vi se pare seara aceasta la Drobeta Turnul Severin? Asta mi-e place, totul. Asta e frumos, foarte frumos. Veniți din Austria? Da. Și locuiți în România sau locuiți în Serbia? Da. Locuim aici. Aici. Vă așteptați la o asemenea surpriză? Nu. Foarte apreciată de public a fost interpretarea celor două piese ale cunoscutei soliste Dorinei Vasilașco. Absolut superbă, ca de obicei la Drobeta Turnul Severin, vremea a ținut cu noi, s-a răcorit afară, orchestra este minunată, Radu Popa, absolut profi ca de fiecare dată, directorul filarmonicii la fel. Sunt foarte încântată și vă mulțumim frumos pentru invitație. Spectacolul de seara trecută este continuarea unui proiect care a debutat anul trecut cu Filarmonica din Timișoara și autoritățile doresc ca el să devină o tradiție în frumosul oraș de la Dunăre. Pentru prima dată cântăm muzică clasică în fața acestui minunat public. Suntem onorați să ne prezentăm în fața publicului dumneavoastră și sper să fie asta primul pas pentru viitoarele colaborări. Am încercat să scoatem oamenii în stradă, este foarte frumos. Avem o seară deosebită, ne ajută și vremea. Aici, în zona teatrului, un act cultural altfel decât erau învățați severinenii.